Prezentul este unul șovăielnic pentru suflarea dinamovistă atunci când vine vorba de fotbal, însă unul plin de sentimente de mândrie când privește spre echipa de handbal. Gruparea din Ștefan cel Mare și-a construit o echipă teribilă în ultimul deceniu pentru campionatul intern. Marile provocări s-au mutat în Europa, acolo unde Dinamo s-a transformat într-o stare de spirit și a dublat, chiar triplat, eforturile de la un sezon la altul, iar la finalul acestui an competițional și-a atins un prim obiectiv major în drumul pe care și l-a propus, să ajungă la un turneu Final Four în Germania. Adică la poarta de intrare într-o lume exclusivistă, într-un sport dinamic, pasionant, seducător la cel mai înalt nivel. Dinamo București s-a calificat în premieră la un turneu final, iar în handbalul masculin românesc a devenit ori al doilea club din istorie care a ajuns în acest punct, după HCM Constanța în 2014. Am fost la Hamburg pentru a urmări la lucru campioana României contra 3 echipe din Germania, într-o competiție pe care Bundesliga a dominat-o net în ultimii 20 de ani, perioada în care a obținut 18 trofee. Până la Hamburg, băieții lui Xavi Pascual câștigaseră peste 84% din cele 46 de meciuri oficiale disputate în acest sezon. Pe plan intern au obținut tot ce se putea, Supercupa, Liga Națională și Cupa României. Calificarea în Final Four în European Handball League a fost însă ceea ce au poftit, iar pe plan internațional, România a apărut pe harta celor mari. E important, nu? Dacă un echipă românesc e în Final Four, pentru România asta e un pas înainte, nu? În acest handball. Nu doar pentru Dinamo a fost o premieră prezența într-un Final Four, dar și pentru cei mai mulți jucători din lot. Pentru Robert Militaru, capitanul echipei, luna mai 2024 va rămâne cu siguranță vie pentru totdeauna. Da, într-adevăr, o lună magică pentru mine, pot să spun. Soția mea a făcut cel mai frumos cadou. Urmează Final Four-ul de la Hamburg. Este o performanță pentru tot handbalul românesc, pentru Dinamo. Pot să zic că am scris istorie și nu vreau să ne oprim aici. La polul opus a aflat însă antrenorul Xavi Pascual, care înainte să vină la Dinamo în 2021, a jucat mai multe turnee Final Four cu FC Barcelona, iar trei chiar le-a și câștigat, de fiecare dată în Liga Campionilor. De altfel, antrenorul a sosit în Ștefan cel Mare din postura de campion în titlul al Europei. Da, avem în spate un antrenor extraordinar, cred că acesta o să fie plusul nostru. Xavi Pascual a câștigat multe titluri în carieră. Practic, este căsătorit cu succesul. Dar, pentru prima dată de când se tot califică în turnee Final Four la nivel de cluburi, echipa lui nu a fost favorită. I am thinking in the titles that we want. I think that in this sport or in the life we always need to think in what happens now in this moment. De la bun început, Paschi a avut această participare la Hamburg ca pe un premiu, după un sezon intens cu aproape 50 de meciuri oficiale. I'm very happy what we are doing with the team. The team, we have a lot of amazing guys. They are fighting from July. And in addition for our club is amazing. I think that to see Dinamo in one Final Four probably 3 years ago, no one can expect this. Pe tot parcursul din ultimii ani, Dinamo s-a hrănit cu energia suporterilor. Au fost practic parte integrantă din tot ce s-a realizat în Europa. Fanii au fost după echipă și la Hamburg și deloc puțin, de ordinul sutelor. Fanii noștri sunt unici, nu contează dacă o să fie de 4-5 ori mai mulți. Germania sală, fanii noștri o să se audă cu siguranță și o să ne dea un imbult. Of course, you have a lot of supporters here, so that when we play, doesn't matter if we play at home or away, a lot of supporters from Dinamo appear. And we expect a lot of people here in Hamburg. I know that it's not easy to come here for them, but We always have the feeling that the supporters, the fans, our fans, they are with us, and we are very happy to have fans like this. Dinamo a ajuns la Hamburg cu 2 zile mai devreme de primul meci cu Flensburg. Federația Europeană a dus turneul din acest an în Barclays Arena, o sală impresionantă cu peste 13.000 de locuri, situată în vecinătatea stadionului de fotbal al echipei Hamburg, pe care Dinamo o elimina în noiembrie 1983 din Cupa Campionilor Europeni. Orașul este acum al doilea ca mărime din Germania, cu o populație de peste 1,9 milioane de locuitori, fiind unul dintre cele mai mari porturi de transbordare din lume. Zona metropolitană adună însă peste 5 milioane de locuitori. Campioana României a avut un vibe foarte bun înaintea turneului Final Four, dar a rămas în același timp cu picioarele pe pământ și a căutat să pună la punct, pe teren german, ultimele detalii înaintea semifinalei cu Flensburg. Echipa a fost focusată, dar în același timp și realistă. A știut de la bun început dimensiunea valorică a adversarului.
Anual, doar două echipe din Bundesliga ajung în Liga Campionilor, dar aici ar putea juca lejer primele patru echipe, chiar și la nivel de Final Four. It's difficult to be everything perfect, but we have to be like 100% focused. From the past, like I learned that in Final Four there is no favorites. Everybody has same opportunity to win the title, so everything's possible. One game, so I think every team here has the same chances. Flensburg a întâmpinat-o pe Dinamo cu 7 jucători danezi. Cei mai mulți sunt deja campioni mondiali și probabil că vor face parte și din lotul pentru Jocurile Olimpice de la Paris. În schimb, doar unul a fost german, Johannes Gola. În fața reprezentantei Bundesligii a stat o echipă din care au făcut parte și 5 jucători născuți în România. Robert Militaru, Dan Racoțea, Nicușor Negru, Călin Dedu și Daniel Stanciuc. Combinația nordico-germană nu i-a dat foarte multe șanse echipei Dinamo. Prima repriză a aparținut în totalitate echipei Flensburg, pe care a câștigat-o cu 18-11. Bun, eu cred că prima repriză am făcut greșeala de echipa care nu e pregătit pentru un joc cum asta. Cred că Flensburg e mai bună echipă de noi, toată lumea știe. E prima Final Four pentru un pot jucător noastră, în fața de 10.000 spectatori. Și cred că în prima 20 minute a avut jucător că nu a înțeles bine ce vrem. Cred că a fost un problemă de concentrare. Sí. Absolut. Jucător are pregătit, vrea, dar când sunt acolo, nu e la fel. Paschi a fost foarte supărat la pauză, dar a căutat în același timp să-și mobilizeze jucătorii și să încerce ca echipa lui să rămână în joc, să facă parte dintr-un spectacol agreabil. Pentru un tânăr handbalist precum Călin Dedu, mesajul antrenorului a fost mobilizator. Este un antrenor pe care pe mine mă motivează, care atunci când vorbește, toată lumea ascultă și ce spune este lege. În vestiar are cuvintele la el și știe cum să ne ajute să regândim un meci. Dinamo a înscris 21 de goluri în partea secundă, însă Flensburg nu a mai putut fi întoarsă și a câștigat cu 38-32. La repriză am încercat, am îmbunătățit din atac, 100%, dar din apărare nu am făcut bun meci și portar nu a ajutat. Dinamo nu a prins final, dar până la urmă a luat jocul cu Flensburg, echipă care are în palmares și Liga Campionilor în 2014, ca pe un cadou. Că jucam împotriva Gopfinson, eu cred că e un cadou pentru noi, nu? Jucam împotriva de cel mai bun jucător în lumea, e un cadou. A fost dezamăgire pentru Dinamo după prima zi. Nu neapărat pentru că a pierdut în fața unei echipe mai bune, ci pentru că nu a reușit să pună în teren ceea ce și-ar fi dorit. Suporterii au apreciat însă efortul jucătorilor și și-au arătat atașamentul total la final. Pentru campiona României, lupta a continuat. În finala mică de la Hamburg a înfruntat Rhein-Neckar Löwe, o altă fostă campioană a Germaniei în urmă cu câțiva ani, cu mulți jucători de talie mondială. Cu germanul Yuri Gnor, care s-a regăsit și în echipa ideală la ultimul campionat european, dar și 7 jucători nordici. Adversarii au avut controlul jocului și au reușit desprinderea în vreo 3 ocazii la 4-5 goluri diferență. Dinamo a simțit însă că poate juca împotriva leilor și de fiecare dată a reușit să se apropie la un gol. A avut chiar șansa egalării în mână la ultima fază, dar șansa nu i-a surâs și a pierdut cu 32-31. La final, jucătorii nu și-au putut ascunde supărarea. Tânărul sârb Cenic, cel care a avut în mână șansa egalării, a fost dărâmat, cu greu fiind consolat de coechipier. Said Heydari Rad, unul dintre cei mai apreciați jucători din Ștefa cel Mare în ultimii ani, a terminat și el în lacrimi, motiv pentru care nu a avut puterea să vorbească după. Now difficult to say something, we are so sad. We have to chance to win today, we fight till the end. We try to, but difficult to say something. Just fight and we want to win today and I think both of team deserve to win today. They was better, so congrats for them. Well, yes, it's not as we expected. Of course, I am upset and I am really sad about the result because we came here to fight and to try to get final, but as you saw and was so difficult and without some players, without Luka Cindric, who is one of the key players for this team, we didn't have, of course, this game also rotation. Ante Kudus get injured, I got injured also, so we should play with some young players, but I am proud of them. They showed character and they fought until the end and we were close
even without some key players. But this is the reality, and I think all Romania, all people from Dinamo, they should be proud of these guys, of this club, to be first time in history of club in the Final Four. It's really being a result, and we have to be proud what we have done during the whole season. Jocul a lăsat și urme, pentru că mai mulți jucători s-au accidentat. De altfel, Lazar Kukić a terminat meciul mai devreme după o accidentare suferită la mijlocul reprizei secunde. În ultimele minute a urmărit jocul cu o pungă de gheață pe brațul de aruncare. Yeah, I got big hit shoulder with this number 9 defender. Well, in my opinion, this is not fair. It was not fair for myself and for my opinion because it's handball. Okay, it's a really dangerous game, but of course I accept all to say, let's say, strong fouls, but this was like one of kind of wrestling. Atât în partida din semifinală, cât și în finala mică cu Rhein Neckar Löwen, Dinamo nu s-a putut baza pe jucătorul cel mai bine cotat din echipă, Luca Cindrici. El a acuzat probleme medicale după finala Cupei României cu CSM Constanța și nu a putut fi recuperat. Xavi Pascual nu a pus însă rezultatele din Final Four pe seama absenței jucătorului croat. Dar am pierdut meci pentru că Luca nu a jucat? Nu. Nu, pentru că Luca nu are responsabilitate în apărare. De absența lui Cindrici a profitat mai mult Daniel Stanciuc, care a adunat minute bune de joc în ambele întâlniri. Pentru un tânăr român de 20 de ani, experiența la acest nivel s-ar putea să-l ajute mult pe viitor. Pentru Stanciuc a fost incredibil. Ce foarte ușor că n-a făcut 2-3 greșelari ce face Stanciuc afară. Nu! Un alt jucător tânăr, Călin Dedu, 21 de ani, la rândul lui a fost implicat în multe momente ale turneului Final Four. Îmi imaginez că au fost emoții, inclusiv eu. Este primul meu turneu final cu echipa de club. Dar nu cred că au dăunat echipei, toată lumea intră motivată. Dincolo de faptul că a fost prezentă la balul german, că și-a făcut o imagine foarte bună în Germania și cu ajutorul suporterilor care au fraternizat cu fanii de la Flensburg, Dinamo nu a plecat totuși cu mâna goală de la Hamburg. Trofeul pentru titlul de golgheter a ajuns în mâinile lui Andriy Achimenko. Extrema dreapta a marcat pe tot parcursul sezonului numai puțin de 95 de goluri. Try to don't think about this, just to try to win. All of these goals, it's depends of my team. So they pass to me and I make my job. I try to score everything. Of course, sometimes I don't score. It's normal. But I just put focus to score how much is possible to the game and try to win. And that's all. It's my job. Dinamo a simțit focul unui turneu final și a văzut cu adevărat distanța pe care o mai are de parcurs pentru a trece și la următorul nivel. Nu suntem aproape de Flensburg, nu suntem aproape de Berlin, nu suntem aproape de Magdeburg. I asta e următor pas că avem nevoie. Cred că între ani am alergat foarte mult. Si nu e posibil alerga cum asta fiecare an. Cred că avem asta nevoie de răbdare, de face bine plan. Pentru Dinamo este foarte important ca în această vară să obțină un wildcard pentru Liga Campionilor, pe care îl și merită de altfel. E clar că pentru noi e foarte important că jucăm Champions League. Cred că jucăm Champions League, cred că avem meciuri mai puternic și echipa poate îmbunătăți mai mult, nu? Drumul spre un alt Final Four nu este deloc simplu. Ba chiar o misiune imposibilă dacă ar fi să ne gândim la următorul pas, care se dorește a fi Liga Campionilor. Ce ne spune pentru Dinamo, ca o ipoteză, să ajungă la Köln sezonul viitor? Imposibil. Imposibil. Da, la Köln cu un spectator. Asta e realitate. Adept al pașilor mărunți, Xavi Pascual a indicat câteva lucruri despre ceea ce va urma, în tentativa clubului de a se consolida și mai mult în handball-ul de cel mai înalt nivel. Tot echipa are nevoie de schimba puțin. Echipa face nivelul și după când echipa joacă în asta nivelul, toată lumea vrea că asta nivelul e mai mult. Dacă nu schimbam, nu e mai mult. Dacă se schimbam, si nu schimbam bine, schimbam rău, e dezastru, no? Nu sunt un decizie ușor, un decizie că avem nevoie de gândi bine ce facem, cum se face un echipa. Un echipa, asta nu e un jucător, e un echipă. Un lucru este cert. Dinamo ca și entitate a adunat informații bogate prin prezența la acest Final Four. Pentru jucător noastră e, cred că, un pas înainte pentru următor, nu? We fight and we trying to come back next season
Wherever we play, Champions League, European League, we try to come back to Final Four to again to show we can play good handball. Sezonul a fost unul cu totul remarcabil pentru Dinamo, cu 3 trofee pe plan intern, performanță înregistrată doar pentru a doua oară în istoria clubului și cu acest parcurs din Europa, cel mai lung și cel mai consistent după 1990. Yeah, it was I think a great season for Dinamo. We won in the beginning of the season Super Cup in Romania after we won the cup for this year and we won the championship in the Romania League. So and also it was a pleasure to play here in Hamburg. Dinamo nu mai este doar o promisiune. Ștefan cel Mare este deja un punct fierbinte în handbalul european, reușește să capteze atenția și să genereze emoții. Povestea merge mai departe fără Ciapi Pascual, care a acceptat oferta celor de la Vestre.